Pentru cei care se temeau că domnul Klaus Iohannis va rămâne șomer sau pensionar, depinde după caz, pe măsură ce va rămâne fără funcția de președinte, iată că are o funcție garantată pe listele de senat de la Partidul Național Liberal. Cum vi se pare treaba nu asta? Nu cred că e garantată. S-ar putea ca PSD-ul să nu voteze și numai liberalii de unii singuri nu vor izbuti. Toate încercările lui Iohannis de a-și asigura aici colo un job, o slujbă, un loc călduț, un loc important, pentru că vezi, Doamne, el e mare, el e important, are personaj european, au eșuat. Pa NATO, pa UE, pa Senat, poate. Nu e sigur. Și toți băieții ăștia care îl periau așa pe la spate, îl tundeau, îl aranjau, îi țineau sacou din Partidul Național Liberal, că vezi alură de NATO, alură europeană, sigur va fi un comisar special. Domnule, lumea e sătură de vorbe, nu s-au lipit pe nimeni. Tu crezi că ea de la Bruxelles și cei de la NATO nu-și dau seama că omul e pe lângă? Are o figură destul de impunătoare, ca să zic așa. Dar contribuția lui cu idei, cu proiecte, cu susținere, e nulă. Dar pentru PNL, așa, cum va fi un Klaus Iohannis care în cota de încredere a populației în toate sondajele este la coada clasamentului, adică chiar și Gabriela Firea îl depășește? Eu cred că ei sunt pur și simplu adormiți, pur și simplu ecranați de propria iluzie. Ei sunt dominați încă de Klaus Iohannis și nu-și dau seama că rămânând sub influența lui se scufundă. A venit vremea ca ei să se delimiteze de acest om care a fost inactiv, neeficient pentru guvernare, două mandate absolut de pomană. S-au protejat stând în spatele lui, sub umbrela lui, sub nepăsarea lui, sub aroganța lui. Gata, s-a terminat. Dacă nu-și asumă pe cont propriu o poziție nouă, o atitudine delimitată, de el ajung lângă țărăniști. În groapă. Păi, hai să dăm un pic timp înapoi și să facem un scurt remember. Deci toată lumea credea că cel care păstorește, vezi, a zis, pune-l pe ăla președinte la PNL, pune-l pe Câțu, că a zis boss, a zis șef, a zis Iohannis. Pune-l pe Ciucă la iar PNL, Iohannis că a zis Iohannis. Iohannis a zis, scuză-mă, Iohannis a zis să-l pună pe Câțu pentru că a zis Alina Gorghiu. Pentru că Câțu era prieten de cataramă din diverse afaceri cu Lucian Isar. Așa se explică. Sunt absolut convins că Klaus Iohannis nu avea habar cine-i Câțu și ce-i cu el și pe unde merge și de unde vine. Păi și mitul ăla că Iohannis impune liste în PNL, că Iohannis e tătuc în PNL. Dar sigur, domină PNL-ul încă. L-a dominat oricum 10 ani. Păi și nu se vede, adică... Ba da, l-a dominat în inactivitate, în resemnare, în comoditate. E care și-a făcut aranjamentul și atât. Și când vor ieși ei din apucul ăsta mare, așa, când vor simți amenințarea, al neamțului Klaus Iohannis? Când vor simți amenințarea dezastrului pentru inactivitatea lui Klaus Iohannis și pentru lipsa lor de poziție fermă în diverse chestiuni importante pentru țară? Păi ce dezastru mai mare decât să fie remorca PSD-ului poate fi pentru un partid politic? Și s-ar putea ca PSD-ul să renunțe la ei. Și atunci, dacă renunță la ei, rămân pe lângă. Ce înseamnă Partidul ăsta Național Liberal? Pentru că principii liberale nu mai are. Nimeni nu mai are niciun fel de principiu politic în momentul ăsta. PNL-ul este doar istoria PNL-ului. Implicarea PNL-ului azi într-o chestiune vitală pentru țară este aproximativă. Nu-ți dai seama care e. Da, vorbim de domnul Klaus Iohannis. Se vorbește că cine l-a uns pe Nicolae Ciucă să fie președinte PNL este domnul Klaus Iohannis. Acum asta stă în picioare. Păi s-au înțeles la Cotroceni, l-a cunoscut, l-a văzut, era comod pentru dânsul și bine, l-a împins. Și asta să fie tot ce poate să obțină Klaus Iohannis după 10 ani de președinte? Păi s-ar putea să rămână și fără asta. S-ar putea să ajungă un biciclist important în Sibiu. Care și asta ar și trebui. Dacă poporul român și-ar respecta judecata, și-ar evalua corect prestația de 10 ani, l-ar lăsa pe postul de biciclist în Sibiu, pensionar. Dar care să fi fost, haide să ne punem puțin așa, să facem un exercițiu de imaginație, care să fi fost logica lui Klaus Iohannis? Mă duc frumos, am mai câștigat un mandat de președinte cu Viorica Dăncilă. Ea, ca și cum a fi alergat singur. Așa. Și stau acolo în mandatul ăla 5 ani de zile ca să fac ce? Ce a făcut Klaus Iohannis în ultimii 5 ani? Să stea bine și mersi. Să meargă să mai vadă niște țări, niște capitale pe unde n-a ce fost. Ce vă amintiți unde... memorabil din mandatul lui Klaus Iohannis? Călătoriile. V-a invitat? Ați fost între jurnaliști? O, Doamne, care ferește, nu. Și atunci cu ce rămâne? Călătoriile la Sibiu în fiecare weekend. Asta a fost condiția pe care i-a pus-o soția. Mergi în politică, dar vii în weekend acasă, stai acasă. El mi-a povestit asta.
și călătorind în străinătate, locurile Pompei, cele importante pe care și-a dorit doamna să le vadă și el, că presupun că și el știe un pic de geografie și un pic de istorie. Da, din punct de vedere al relațiilor ăstora geopolitice, n-a greșit, adică s-a dus bine, s-a dus pe zona NATO, a respectat. N-a greșit, dar nici adică... n-a făcut nimic, a fost luat de valde unde eram. A stat cu minte în locul pe care România l-avea la Uniunea Europeană, unul modest. Și e suficient pentru un președinte al României să obțină doar atât? Dacă ne uităm prin comparație, hai să privim puțin în zona deci noastră, la Victor Orban. Puțin, vrei să spun cum se petrec lucrurile? Cum s-au purtat liberalii față de Klaus Iohannis? Așa se poartă Klaus Iohannis și România față de Uniunea Europeană și față de americani. Ca niște supuși. Adică rămâne ideea de că suntem vasali și există vasalitatea asta față de... Nu, e un complex cumplit al politicienilor mediocri. E mai simplu pentru ei să spună da la ce li se cere și gata, au terminat de... Pentru că ei nu înțeleg, nu pot să contrapună ceva, nu pot să fie interlocutori. Ei sunt niște supuși, niște subordonați, niște oameni care execută niște comenzi. Dar i-am văzut pe toți ăștia mari de la PPE, pe Manfred Weber, pe Ursula von der Leyen, pe toți șmecherii ăștia au venit să-i gireze pe peneliștii ăștia. Pe care pentru noi îi considerăm mediocri. Aveau nevoie de voturile lor. Da, și închid ochii în continuare. Vedem despre licitații trucate, vedem despre da, tot sigur, felul de combinații. Da, sigur. Păi și de ce închid ochii la corupția asta? Nu mai e cu MCV, pentru că răspund la comenzile pe care ei le dau prin intermediul politicienilor români. Atunci este o cârdășie între Uniunea Europeană și... Da, și Uniunea Europeană e o plasă de relații care se prelungește până în executivul românesc, până în Parlamentul României. Și altor țări, nu numai România, stai să ne înțelegem. Pentru că centrul subiectului nostru este Klaus Iohannis la Senat. Cum îl știți pe Klaus Iohannis din vremea în care era, sunteți un jurnalist cu state vechi de plată? Cum îl știți pe Klaus Iohannis când a intrat în politică? La fel ca acum. Cum? Arogant, nepăsător, sigur de sine și suficient. Cum l-ați întâlnit ca primar? Proiectul lui era unul banal care s-a dezumflat. România educată. Cum l-am întâlnit prima dată? Înainte de a-l vedea prima dată, l-am văzut cât de arogant este cu Sibiu. Era singurul om care putea să meargă prin piața mare a Sibiului cu un BMW de la Schmidt și să-l trântească în fața primăriei să ducă la birou. Nu avea nimeni voie și nici acum nu are nimeni voie, pentru că e anormal să intri pe o zonă pietonală atât de importantă. Pentru el nu existau reguli. Regula era el. V-a dezamăgit de atunci sau ați avut așteptări vreodată de la m-am Klaus Iohannis? M-am crucit și mă gândeam că totuși o fi altceva decât am văzut la primul fapt de contact. Dar când a fost ales președinte, l-ați votat pe Klaus Iohannis? E o chestiune, e ca și cum mă întreb legat de credința mea. Votul este opțiunea mea și este o chestiune personală. Bun, hai să luăm altfel. Ați avut încredere în mandatul lui? Nu cine am votat. Da, ați avut încredere în mandatul lui? Am avut speranțe, n-am avut încredere. Și? În ce ați crezut? Ce speranță ați avut că va face Klaus Iohannis ca președinte? Ca toți compatrioții mei am avut acea speranță de progres, de ordine, de disciplină, de un pas înainte. Dar până la urmă liberalii ce au obținut din toată schema asta și cu Uniunea Europeană? Contracte, joburi, avantaje, ce să obțină? Și au obținut și demitizarea sau dezumflarea progresivă a Partidului Național Liberal. Scăderea, nu dezumflarea poate e prea mult. Dar cum a reușit Klaus Iohannis trecerea asta de la PSD, un partid corupt, toxic, anti-european, la PSD, o coaliție care oferă stabilitate în contextul geopolitic, vezi, Doamne, cu război din Ucraina, în pandemie, în... Hămăind serios la PSD, spunând lucruri care erau comune, aceste acuze la adresa PSD-ului există în societate dinainte de Klaus Iohannis și merg mai departe și o să rămână. Dar ele sunt valabile pentru PNL. Dar PNL-ul ce a obținut? Funcționează pe aceleași reguli. Partidele politice din România funcționează pe aceleași slăbiciuni. Când se va termina în spectrul ăsta politic de la noi? Când credeți că se va termina ideea de bugetari? Ideea de pensionari care votează partidele aflate în funcție. Când se schimbă capitala României, când se schimbă capitala României din București undeva, într-un loc în care nu mai rămân vechile obiceiuri ale fanarului și ale marginilor de bălți. Trebuie să fie într-un loc unde se schiază, vă previn că dacă nu se schiază... Nu, e pentru Klaus Iohannis, e pentru poporul român. Un alt spațiu de unde se emane un alt aer. O altă regulă, o altă normă de comportament. În Buceci, că acolo e energie. Dom'le, și în Buceci, decât aici, în aglomerația și confuzia asta de valori, de comportament, de reguli, de lege, da? Mai bine undeva mai liniștit.
Ce a făcut bun Klaus Iohannis în perioada asta? Dacă am criticat destul, haide să vedem și ce a făcut bun Klaus Iohannis. Uite, o întrebare grea. În sfârșit o întrebare grea. Ne-au trebuit 10-15 minute să am o întrebare grea. Dom'le, faptul că nu s-a amestecat foarte tare, i-a lăsat să se joace ca șoricei într-un coș de nuiele, e un lucru într-un fel bun, că și-au arătat măsura. Politicienii sau serviciile? Și politicienii și serviciile. Dar, uitați, nu e suficient să nu faci ceva. Ce a făcut propriu-zis? Nu faptul că n-a fost prezent. Cel mai bun lucru e că n-a fost prezent. Președintele este purtătorul de imagine, steag și voce a României. Da, statului român. Acum, după experiența nu asta... Nu este... Făcutul revine guvernului. Facerea de lucruri revine guvernului. Din păcate, Klaus Iohannis, păcălit de Alina Gorghiu și de încă vreo câțiva liberali, a dat mână liberă unor prim-miniștri catastrofali. Câțu și cu Orban sunt două rateuri cumplite ale guvernării liberale. Cum după filmul ăsta pe care l-am avut noi cu Traian Băsescu, cu două mandate, un președinte foarte vocal, foarte implicat și a trecut peste cămașa prezidențială de foarte multe ori, a venit Klaus Iohannis un taciturn. Acum ce credeți că vor, către ce vor înclina românii? Ce profil de candidat? Îmi pare rău, nu știu. Nu ați avut o minge? Psihologia la 2024 compatrioților mei nu a fost măsurată. Eu nu o știu. Om trăi și om vedea. Haideți să vorbim puțin și despre PSD. Până la urmă, România a obținut un, mandat pentru un comisar. Primea oricum un mandat pentru un comisar, că așa e o regulă a Uniunii Europene. A propus un om, un Victor Negrescu sau cum îl cheamă, și ne-am trezit cu o doamnă de care nu știm nimic. Ne-am lăudat, PSD-ul s-a lăudat și... Închipuitul de Marcel Ciolacu, e un om care vorbește cu foarte mult elan și cu foarte multe bâlbe în același timp și după aia corijează din mers și repară din mers PSD-ul și Marcel Ciolacu, păcălindu-i pe liberal, ignorându-i, pentru că ei nu au fost întrebați pe cine să propună, i-au fentat ca pe niște începători, ok, au mers cu Roxana Mânzatu, da? Spunând că vom primi niște posturi legate de economie și finanțe. Roxana Mânzatu a fost secretar de stat pe la fonduri europene și are o experiență în materie. E, află că am primit o zonă de reformare, educație a Europei, de care Roxana Mânzatu nu are habar. Dar România e reprezentată de un om care nu are habar la comisariatul pe care l-a primit, da? România nu are acces la subiectele economice. Toți se mulțumesc să laude că gestionează 2 miliarde și nu știu, 200 de miliarde, o sumă enormă de bani, de parcă asta ar fi problema, de parcă i-ar putea să ne dea 9 bani și să ne împarte și 9 pe sumasă, da? În fapt, ea primește un comisariat, un domeniu care este de o ambiguitate și de o aproximație totală. Și a primit o scrisoare de mandat de în partea Ursula von der Leyen, care ne arată cum funcționează Uniunea Europeană și ce e ea în momentul de față. Această doamnă îi trimite o scrisoare de mandat Roxanei Mânzatu, ca și cum este un bilet trimis zemeii de serviciu. Vei avea grijă să, vei face să, te vei implica. Pe o secundă, dar asta e decizia ei? Nu există un caie de sarcini, un ofișa apostolului în care... Eu cred că acest comisariat a fost și inventat că să iasă numărul de comisari care trebuie Uniunii Europene în momentul de față. Această doamnă a luat Uniunea Europeană, Comisia Europeană pe cont propriu, emite reguli, responsabilități, sarcini și Roxana Mânzatu, pricepută în foduri, sau mai puțin pricepută, nu știu că nu sunt în domeniu și nu știu ce contribuție importanță. Cu pregătire în domeniul ăsta. Are o experiență, da. Sigur. Așa, va trebui să se ocupă de educație. Stai să-ți spun așa, zice că trebuie să... Da, așa că mi-am notat, e șocant. Veți lucra la spațiul european al educației. Adică cum lucră la spațiul? Le face școala la francez? Cum să unifice școala în Europa? Doresc să exploatați căile de facilitare suplimentare a mobilității forței de muncă. Bă, frate, încă 200 de ani se poate ocupa de forța de muncă în Europa. Chiar se schimbă și evoluează de...
Păi dialogul, ne pricepem, că noi mergem la muncă în străinătate. Au zis, lasă veți realiza românii, un nou pact pentru dialogul social european. Păi trebuie să ocupe de un nou pact pentru dialogul social. Dar ce treabă are a avut și ce habar are? Și care e problema României la Uniunea Europeană asta? Deci am primit un sector cu care Ciolacu acum se laudă, că vai de mine, că nu știu câte sute de miliarde e pe sunt pe teritoriul ăsta, și din care nu să ne alegem oricum cu nimic, că n-am fost în stare să luăm din PNRR cât ni se cuvenea și cât am contractat. Da? Bine, asta de fapt este o firmitură pe care ne-o aruncă până la urmă Uniunea Europeană din nou. Totdeauna o firmitură rămâne doar pentru mediocru, pentru oamenii care sunt în stare să negocieze, să pună probleme, să formuleze o nevoie clară și să o susțină, există alte oportunități. Astea sunt rezultatele prestației mediocre a lui Klaus Iohannis la Bruxelles, a guvernului românesc, a lui Ciolacu, care nu vorbește bombăne ceva țărănește de Buzău. Învață engleză, ușor. Învață engleză, învață economie. O învăța la Paștele Cailor să ajungă cel mai rău ca să vorbească ca Băsescu și Iliescu. E o cădere față de ce am avut cu Corina Crețu, față de comisarii pe care am avut înainte? Nu, domnule, dar ce? Tu crezi că nevasta lui Crin Antonescu avea habar de transporturi? A făcut ceva în domeniul transporturilor? Da. S-au plimbat des la Bruxelles. Nu, spune-mi tu dacă reții ceva din mandatul nevestei lui Crin Antonescu. Ea a fost pusă pe listă la europarlamentare cu o recompensă pentru Crin Antonescu, care, vezi, doamne, a fost un lider PNL. Și ce să-i dăm lui ceva când el e la într-o încurcătură cu accepta case, să cu... plece și să lase pe Iohannis. Așa și atunci au dat un post nevestesii. Când a fost vorba de majoritatea, stabilirea majorității în Parlamentul European, liberalii trebuia să joace pe o variantă. Și atunci au găsit varianta cu... A picat o reprezentantă a PSD-ului, cum o chema, care avea o fabrică de medicamente. Da? Nu contează, că e un reprezentant PSD-ului. Dovadă că rolul lor e atât de șters încât și numele lor se șterg. Tu ai auzit de Roxana Mânzatu? Eu n-am auzit până când la nominalizare, ea nu există. Că a fost pe listă în guvern, că a fost în Parlament din 2016, o fi fost, dar ce-a fi zis acolo? Știi că am auzit o discuție relatată despre o dezbatere electorală în Apuseni, la Moți. Păi de acord, că măcar e faină. Așa, pe criteriul ăsta, e la Ministrul Muncii, e Alina Gorghiu, e Raluca Turcan, pe criteriul ăsta de măcar e faină, domnule, s-a umplut Parlamentul de tot felul de doamne, da? Și reprezintă, măcar e faină, da, faine. Contribuțiile lor fundamentale la starea lucrurilor, la mișcarea lucrurilor din încremenirea care este, e modestă, punct. Acum, pe principiul ăsta, doamne ferește, s-ar putea să ajungă doamna Elena Lasconi președinte pe principiul ăsta al moților. Da, da. Așa că să nu ne mirăm. După farme cu flecărelii de la televiziune, da, un om care n-a reușit să facă absolut nimic și care a fost de la 16 ani a fost moderator și animator de radio, da, toată viața a flecărit la radio, la microfon și la cameră, s-ar putea, la cât sunt de fraier unii din compatrioții noștri și la cât de închiși, ca să nu folosesc un cuvânt mai dur, sunt adversarii, s-ar putea orice. Haideți să vorbim un pic și despre PSD, dacă ne mai permite. Ce să mai spunem despre PSD? Are putere, are primul ministru, are primul loc în sondaje, pe rezultate discutabile. Marele lor, singurul lucru care îi definește, sunt preocuparea pentru pensii. Zici PSD, zici pensii. Nu contează că cresc, că scad, că se încurcă în legislație, că termină una și începe alta, că proiectul de lege le face Banca Mondială. Nu contează nimic. Domnule, ei sunt cu pensiile, ei sunt cu moșnegii și cu babele și cu pensionare și mâine o să fie. Și culmea e că și cu bugetarii. S-au nenorocit și televiziunile, domnule, s-au contaminat. Nu vorbesc decât despre pensii, pentru a câștiga băbuțele care stau la televizor și poate le crește ceva. La ce bugete sunt pentru promovarea electorală ascunsă, e normal, nu? Cine este dictează subiectele? Partidele dictează subiectele. Pot ei vorbi liber așa ca noi? E nenorocirea la care presa contribuie din plin.
De aceea invităm pe prietenii noștri, dacă vor să ne urmărească, să se aboneze la canal și vom mai avea discuții aici pe subiecte de interes. Să lase baltă și canalul, dar să judece corect, să încerce să trezească. Cu timpul, cu timp, pas cu pas.